Periplul muzical continuă cu Suita Pergint. Suita Pergint a lui Edvard Grieg, compusă pentru piesa cu același nume, a lui Henrik Ibsen. Prezintă povestea lui Peer Gynt, călătoria acestuia, din Norvegia natală până în Arabia și până în peștera regelui munților. Iată că ne vom întâlni cu povestea lui Peer Gynt în atmosfera muzicii norvegiene. Thank you.
neobișnuită cu tehnica, asta este. Cele ce urmează, trecem pe meleaguri franceze. La creația lui Gabriel Fauré, Gabriel Fauré care a fost profesorul de compoziție al lui George Enescu. Ce veți asculta în continuare este singura lucrare pentru pian la patru mâini din creația lui Gabriel Fauré, și anume suita Dolly. Dolly era numele de alint al fetei unei prietene de-a lui Gabriel Fauré. Iar această lucrare, Gabriel Fauré a scris-o cu diverse ocazii, aniversare ale fetei sau ale familiei. Prima piesă acestei suite este scrisă cu ocazia zilei de naștere a lui Dolly. Restul pieselor, una dintre ele chiar fiind purtând numele de alint al fratelui lui Dolly, pe care îl chema Raul, și pe care Dolly îl alinta Aul. Probabil nu putea să pronunțe litera R, cum bine se întâmplă la cei mici. Iar piesa se numește, de fapt, Mi-a-u, de la Monsieur Aul. Și poveștile continuă mai departe, le veți descoperi cu ajutorul sunetelor. Este o lucrare plină de candoare și trandrețe, care sperăm să vă placă. Thank you.
Iată-ne înaintea ultimei lucrări a programului nostru, a călătoriei noastre în lumea copilăriei cu muzica clasică la patru mâini. Este vorba de suita Mama mea Gâsca de Maurice Ravel. Maurice Ravel, bun prieten iarăși cu George Enescu, s-a îndreptat către lumea copilăriei alegând poveștile lui Charles Perrault din Mama mea Gâsca și îi veți descoperi prin muzică pe Tom Degețel, Frumoasa și Bestia și... În încheiere, Grădina fermecată. Este o lume aparte, o lume feerică, care sperăm să vă întoarcă cu gândul către copilărie pe toți și ne bucurăm că ați acceptat invitația noastră la o deschidere către cei mici, către muzica clasică și către cultură. Mulțumim Casei de Cultură și Primăriei pentru că au fost de acord să organizeze acest concert în aer liber, în aceste vremuri puțin mai ciudate pentru noi sau altfel. Și mulțumim Administrației Fondului Cultural Național pentru finanțarea acestui proiect și, bineînțeles, dumneavoastră că ne-ați fost alături.
mulțumim din suflet că ați fost alături de noi pe parcursul celor 3 seri de muzică clasică. Sperăm că în următoarea perioadă vom reuși să mai organizăm ceva evenimente, poate tot în aer liber, cu număr redus de persoane, pentru că viața trebuie să-și urmeze cursul firesc. Vă mulțumim mult, o seară frumoasă! Да, в принципе.